bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom descoperi dacă toate corpurile pot pluti. Încă din istorie, din cele mai vechi timpuri, oamenii au descoperit că pot transporta pe apă mărfuri sau pot folosi diverse mijloace de transport pe apă pentru a trece dintr-o parte în alta. La început a fost pluta făcută din bușteni prinși unii de alții. Apoi aceste mijloace au evoluat atât de mult încât transportul pe apă este una dintre cele mai dezvoltate modalități de transport. Cum crezi că se deplasează acest mijloc pe apă? Este un vas atât de mare, cum explicăm faptul că acesta nu se scufundă? Pentru a înțelege mai bine, vom face un experiment cu câteva materiale. Polistiren, lemn, aluminiu, piatră. Obiectele au aceeași formă și mărime, dar au mase diferite. Cele cu masa mai mică plutesc. Cele cu masa mai mare se scufundă. După cum observați, aceste obiecte puse în apă se scufundă. Acum le așezăm deasupra unei bucăți de polistiren. Priviți. Acum plutesc. Aceste pietricele le adăugăm în vasul cu apă. Toate acestea se scufundă. Le punem într-o sticlă de plastic. Închidem sticla și punem sticla pe apă. Ce se întâmplă? De ce plutesc obiectele, iar înainte se scufundau? Formulați concluziile și notați ideile voastre pe caiet. La revedere!